Bună ziua, bună ziua! Astăzi o să facem pancake sau clătite americane și o să avem nevoie. Eu am să le pun direct în vasul nostru. O să le facem micuțe. Așa. Și o să avem nevoie de un ou care l-avem aici. Și o să punem un ou. Așa. Astăzi le punem direct în vasul nostru. Un ou. O să avem nevoie de un praf de sare. Îl punem așa aici. Așa. Un praf de sare. Apoi o să mai avem nevoie de 25 de grame de zahăr. Eu le-am făcut ieri și mi-am cântărit toate ingredientele, așa ca să le facem împreună. Așa, și o să punem 25 de zahăr. Eu îmi dau cântarul pe 0. Și punem 25. Avem 20, cam 2 linguri și jumătate. 25, 26. Bună ziua, Simona! Așa, și am pus și zahărul. Apoi o să mai punem 25 de ulei. Îl am aici. Și o să pun așa cu sticla direct. 25. 20. 25. Am pus și uleiul. Așa, ce am mai scris eu aici? Și lapte, 190 de lei. Lapte o să pun. Mai întâi o să mixăm cu o frustă din aceasta, o să mixăm un tel aici, ouul cu ulei și cu zahărul. Apoi adăugăm laptele. Lapte, ulei, praf de copt și făină. Și o să punem și puțin rom. Eu am aici într-un păhăruț și am să pun puțin. Puneți puțin esență, esența de vanilie, coajă de portocală, de lămâie, ce aveți. Eu am să pun puțin rom. Așa. O să dăm deoparte. Și amestecăm. Amestecăm așa puțin. O să adăugăm și lapte. Am spus 190. Și compoziția o puteți lăsa și pentru a doua zi. Eu am făcut ieri o parte și dimineața am mai făcut o parte. Și să știți că se îngroașă puțin. Și mai adăugați puțin lapte, să nu fie prea gros, dar nici prea subțire. Deci punem 190 de lapte. Așa, 190 de lapte. Și amestecăm așa bine. Este o rețetă simplă care se face repede. Așa. Zahărul s-a și topit, nu se mai simte. Așa. Acum, dăm din nou pe 0 și adăugăm făină. Ia să pun așa. Adăugăm 100 pe 0. Dăm pe 0 când punem și sita. Cam 150 de făină și o adăugăm treptat. Am pus 50. Așa. Și o punem puțin câte puțin. Aluatul trebuie să fie puțin mai gros decât cele de clătite. Așa. Și amestecăm. Așa. Mai adăugăm puțin.
așa. Până acum am pus 100. Și amestecăm. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Astăzi facem pancake sau clătite, clătite americane cu praf de copt. Am adăugat 100, vedeți că din ce în ce este mai gros. Și acum mai adăugăm încă 50. Și cu praful nostru de copt. Și eu am pus circa 5 grame de praf de copt. Ca să o rup mai bine. Așa. Așa. 5 grame de praf de copt. Și amestecăm acum bine totul. Am să dau jos de pe cântar, o să dau deoparte și amestecăm. Dacă vi se pare că aluatul este prea gros, mai adăugați un puțin lapte. Eu sper că este bun așa. Acum depinde și de ce fel de făină folosiți, cât de uscată este sau cât de umedă. Așa. Aluatul trebuie lăsat măcar 5 minute să se odihnească și după aceea le coaceți. Așa, și acum amestecăm ca să nu mai avem cocoloașe. Vedeți? Că el se mai îngroașă în timp, în aceste 5 minute, 5-10 minute. Ia uitați-l. Așa. Și aici avem aluatul la pancake. Vedeți? Așa. Și o să avem nevoie de Nutella. Eu mi-am pregătit aici un borcan. Aluatul nostru. Ia uitați-l. Așa. Am o tigăiță micuță. Acum o pun pe foc să se încălzească. Deschidem focul. Mai am nevoie de puțin ulei. De puțin ulei ca să ungem tigăița, să punem. Și ori le facem cu Nutella sau cu miere. Punem deasupra. Cu miere de albine. Cu ce dorim. Așa. Acestea sunt ingredientele. Așa. Învârtim așa bine. O să avem nevoie de o lingură ca să luăm din... Așa, mai învârtim așa bine, să amestecăm totul bine. Așa. Și acum o scoatem. În ceaiul nostru, vedeți? Așa. Și după aceea o să bem și o să fie foarte bun, o să digerim foarte, foarte bine. Îl mai lăsăm aici. Așa, ia să vedem tigăița noastră dacă s-a încălzit. Așa. Cum am spus, aici avem puțin ulei. Ia să vedem așa. Și am să pun așa câteva picături. Și am să iau cu lingura și am să pun în mijloc. Vedeți? Și acum o dau pe foc. Vedeți cum cresc? Încep. Așa, mai lăsăm puțin și după aceea întoarcem.
și cu o linguriță o să luăm Nutella de aici. Așa. Și am să pun, zic, câte o linguriță pe fiecare. Imediat punem, așa. Ia să vedem cum s-a făcut. Dacă este gata. Prima. Ia uitați. Așa, și-o întoarce și-o punem așa aici. Aici avem compoziție. Vedeți că, cum este, cât de groasă este, ca o smântână groasă. Așa. Așa, ia uitați, vedeți cum a ieșit și pe partea aceasta. Așa, și le putem pune așa aici, una peste cealaltă, ia uitați. Acum o să pun puțin ulei, tot așa cu lingurița, vedeți? Și trag. Așa. Dacă nu le vrem mai groase să le facem, și le vrem mai subțiri, le lăsăm așa. Aici cu două linguri și acolo una singură. Uitați cum arată. Ia să vedem cum sunt. Ia uitați-le. Cum arată în interior. Sunt pufoase, pufoase și bune. Și pe acestea care le facem mai înalte, o să punem miere de albine. Și pe cele care le facem subțiri, o să punem Nutella. Și să vă arăt cum pun și Nutella. Vedeți, și pe acesta putem pune miere. Ia uitați. Miere de albine. Așa. Așa, ia uitați. Acum o putem întoarce. Așa, cu grijă. Cred că e prea mare paleta mea. Așa. Și o punem pe foc. Sunt bune, 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 uitați-le. Oh, bune, bune. Și le puteți și întoarce. Să le, eu acestea cu Nutella le întorc în două. Acestea le putem lăsa așa. Bune, bune. Ia uitați. O să o întoarcem. Așa. Și am să pun așa puțină Nutella aici. Vedeți? Așa. Aici pe parte. Și apoi. Am să iau și am să o întorc așa în două. Așa. Și am să le așez așa aici. Una lângă cealaltă. Și le puteți da și cu zahăr pudră. Așa. Acum punem puțin ulei cu linguriță. Așa. Și punem o lingură de... Punem pe foc. Uitați cum începe să facă beșicuțele. Așa. Și acestea sunt clătitele noastre americane. Ia să vi le arăt așa cu... Acestea sunt cu Nutella. Eu le-am pus așa în două. Și acestea o să le pun puțină miere. Și în interior arată cam așa. Ia uitați. Ia să rup. Cam așa arată în interior. Sunt moi și bufoase. Se vede că sunt moi. Așa cum o întoarcem. Hai să vedem, cred că este gata.
Vedem dacă nu am ars sau nu. Așa. Vedeți? Și acestea le putem mânca cu miere de albine deasupra. Să pun pe aceasta, ia uitați. O miere. Așa. Și turnăm așa deasupra. Și să știți că sunt foarte, foarte bune. Acestea sunt cele cu miere și cele cu Nutella. Le puteți pune și dulceață în interior. Și poftă bună! Ia uitați-le! Așa, sunt calde. Așa, am să dau deoparte, am să pun la frigider această compoziție și scoatem aluaturi pentru lipii ca să facem 2-3 să vă arăt cum sunt și lipiile. Acestea le-am pus, le-am lăsat simple și le-am pus cu miere de albine și acestea sunt umplute cu, ia uitați, vedeți? Ia uitați, umplute cu Nutella. Așa arată. Acestea cu miere de albine, ia să rupem așa. Să vedeți așa cum arată în interior. Ia uitați. Nu știu cât de bine se vede. Așa. Sunt bune și gustoase. Să le încercați. Să încercați să vedeți ce bunătate. Eu vă pup dulce. Vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult că mi-ați fost alături astăzi și că mă urmăriți.